Atât. Ce poate să-ți facă profesorul care te amenință? Ce poate să-ți facă? Ce pot să-ți facă oamenii care pun presiune pe tine să faci rău? Nu te teme de oameni. Teme-te de Dumnezeu. Vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. Soluția pentru mânia lui Dumnezeu este pocăința noastră. Ar vrea să stați cu ochii închiși. Am această rugăminte la dumneavoastră. Am rugămintea să stați cu ochii închiși, nu dintr-un alt motiv, ci aș vrea ca nimic să nu vă distragă atenția. Aș vrea să vă aduceți aminte și aș vrea să ne aducem aminte în această dimineață de faptul că cineva a suportat toată mânia lui Dumnezeu în locul nostru. Pedeapsa care nouă ne dă viața a căzut asupra lui. Toate chinurile iadului le-a suportat, cum zicea Ioan Gură de Aur, Hristos la Golgota. Toate chinurile iadului le-a suportat El. Știi cum poți să scapi de chinurile iadului? Pocăindu-te. Și înțelegând la fel ca David că pocăința costă, nu-i ceva ieftin. Nu voi aduce Domnului o jertfă, a zis David, care să nu mă costă nimic. Și pocăința costă lacrimi, pocăința costă smerenie înaintea lui Dumnezeu, pocăința nu-i ceva superficial care te pune în mișcare puțin până aici în față, ci pocăința este o zdrobire înaintea lui Dumnezeu. Pocăința este o moarte, da, pocăința e un fel de a muri. E un fel de a muri față de păcat, e un fel de a muri față de tot ce a fost rău în viața ta și apoi un fel de a învia împreună cu Hristos la o viață nouă, trăită împreună cu Iisus Hristos. Aș vrea să stăm cu ochii închiși. Și vreau să vă întreb, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, nu ce spun eu în această dimineață. Dacă există cineva care trăiește cu frică ziua în care va veni Iisus Hristos, ziua despărțirii. Dacă există cineva care vrea în această zi să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc și pocăința mea nu este una superficială. Vreau, Doamne, ca pocăința mea să nu se rezumă doar la niște lacrimi vărsate în biserică, ci vreau, în modul cel mai adevărat, să te urmez pe tine în fiecare zi, lepădându-mă de mine, Doamne. Dacă există cineva în această dimineață care vrea să facă lucrul acesta, vreau să mă rog pentru tine și aș vrea să ridic o mână sus. Domnul este în templul lui cel sfânt, toată lumea se tare. Aș vrea să aveți curajul să stați cu mâna ridicată sus. Nu știu cum aștept sfârșitul, nu știu cum aștept ziua în care se va auzi Maranata. Dar ziua aia nu există a treia posibilitate, există doar viață și moarte. Doar răsplată și sau mânia lui Dumnezeu. Atât. Dacă vrei în această dimineață să-i spui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc. Și voi aduce o jertfă care să mă costă lacrimi. Vreau să stai cu mâna sus și vreau să rostez rugăciunea aceasta cu voce tare pentru tine. Doamne, cercetează biserica prin Duhul Sfânt. Cercetează, Doamne, de la copii, la tine, la bătrâni. Vreau să simțim, Doamne, prezența ta. Doamne, vreau să treci de la conștiință la conștiință, de la inimă la inimă, de la minte la minte. Fă, Doamne, să ne bată inima. Celor care au păcătuit, Doamne, și celor care trăiesc în păcat, nu doar că au alunecat, ci trăiesc în păcat, perseverează în păcat, fă, Doamne, să ne bată inima în această zi. Fă, Doamne, să se simtă mustrați în conștiința lor. Fă, Doamne, ca oamenii aceștia să recunoască înaintea ta că au lucrat ca niște nebuni. Fă, Doamne, ca oamenii aceștia să recunoască înaintea lor că păcatul nu poate fi tratat superficial. Și la fel ca David, de două ori a venit David și s-a pocăit înaintea ta. Venim și spunem, Doamne, am lucrat ca niște nebuni înaintea ta. Uită-te, Doamne, la noi în această zi.